Ca fiecare părinte, Andreea Marin dorește ca educația singurei sale fiice Violeta să fie la standarde ridicate, așa că a decis în urmă cu ani buni să o înscrie pe aceasta la o școală particulară în București. În acest mod, vedeta s-a asigurat că adolescenta are parte de toate condițiile necesare pentru a învăța lucruri noi. Școala privată este cu predare în engleză, mai ales că această limbă este una cu circulație internațională. Pentru ca Violeta Bănică să beneficieze de toate condițiile de învățare, Andreea Marin și Ștefan Bănică plătesc bani frumoși la școala respectivă. Taxele sunt unele pe măsură, având în vedere că nu vorbim de învățământul de stat. Un român care are salariul minim pe economie nu și-ar putea permite niciodată asemenea costuri. Așadar, doar pentru înscrierea fiicei sale la o școală privată, Andreea a plătit 1000 de euro, sumă nerambursabilă. În plus, pentru un singur an de studiu, vedeta trebuie să plătească aproximativ 16.822 de euro. În această sumă intră toate mesele pe zi, dar și toate materialele necesare pentru studiu. Pe internet, Andreea Marin preciza că școala internațională nu este un lux, ci doar este mai civilizată decât cele de stat. Și Gabriela Cristea și Tabi Clonda sunt dispuși să facă eforturi financiare pentru a asigura un mediu educațional privat și de calitate pentru fiicele lor. Decizia de a opta pentru o școală privată pentru Victoria a fost una luată din scurt. Lunar, cei doi scot din buzunar 800 de euro.